Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Vărsătorii vor dori să creeze și să caute inspirație. Într-o relație romantică, există multe întrebări de neînțeles care te chinuiesc. Te vei confrunta cu o alegere. Ai grijă de sănătatea ta? În aprilie trebuie să faci treburi gospodărești care sunt amânate deja de anul trecut. Dragoste. Mulți vărsători vor trebui să lupte pentru inima cuiva. Probabil că ești îndrăgostită fără împărtășire de cineva. Acum este momentul să te arăți. Nu îți alimenta speranțe false și nu urmări un obiectiv de neatins. Percepe în mod adecvat orice situație. Acceptă că nu toată lumea trebuie să acționeze conform regulilor tale. Este probabil ca dezamăgirea să te aștepte pe frontul dragostei. Relațiile pe termen lung vor intra într-o perioadă dificilă de testare. Trebuie să te lupți cu gelozia și cu propriile tale complexe. Dacă te-ai înhămat deja la o familie, vei fi ocupată cu treburile casnice și cu îngrijirea celor dragi. La sfârșitul lunii aprilie, poți conta pe o invitație la o petrecere. Copiii vor primi multă atenție. Acum este important să te ocupi de problemele lor și problemele educației lor. Sănătatea. Deja la începutul lunii, sănătatea vărsătorului va fi în pericol. Tot felul de infecții și răceli se vor lipi de tine. Aprovizionează-te cu medicamente și nu întârzia tratamentul la apariția primelor semne ale bolii. Pentru a te recupera rapid după boală și a restabili un tonus sănătos, introduce sportul în viața ta. Să știi că sportul nu a omorât pe nimeni. Yoga, pilates și mersul pe jos sunt un început excelent pentru menținerea corpului, mai ales pentru cei care nu s-au mai ocupat de sport înainte. În aprilie, astrele îți recomandă să-ți ajustezi dieta. Tulburările intestinale sunt probabil cauzate de luarea anumitor medicamente. Introduc mai multe proteine și vitamine în dieta ta. Încearcă o săptămână de cocktailuri cu verdețuri. Dar este mai bine să refuzi complet fast food-ul, precum și băuturile alcoolice. Banii. Vărsătorii se pot confrunta cu o alegere dificilă în carieră. Poți primi două oferte deodată, care vor fi complet opuse una față de cealaltă. Pentru a lua decizia corectă, ascultă-ți prietenii și rudele, evită să experimentezi. Un sfat bun va fi dat de o persoană influentă. Pentru a-ți asigura creșterea, poți să te apuci de un hobby care aduce venituri suplimentare. Dar aici nu se va face fără investiții. Va trebui să contribui cu capital inițial, dar poți fi sigură că afacerea se va achita rapid. Există pericolul de a pierde bani în ultima decadă a lunii aprilie, ai grijă cu persoanele necunoscute și ai grijă de obiectele tale de valoare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!